tutorial, un video tutorial, un tutorial video. Let's sing together. Un videoclip. Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să realizez un tutorial video. Un videoclip în care o să vă arăt cum m-am machiat cu trusa de la Pupa și să le încercăm produsele astea ca să vedem cum sunt, pentru că chiar dacă mi-au fost date cadou, eu nu vreau să fără să le încerc. Deci, în primul rând, vreau să le încerc și fiindcă eu sunt sinceră, mereu vreau să le încerc ca să vă spun și eu dacă într-adevăr sunt bune, care este senzația mea și haideți să începem cu video. În primul rând, frumoasele mele, hidratăm pielea cu cremuță pe față și pe gât. Am folosit fondul de ten de la Pupa și corectorul. Fondul de ten este Like a Doll, din colecția Like a Doll. Este aceea pe care am primit-o de la reprezentantul de la Pupa. Am aplicat corectorul pe ploapă, l-am folosit ca un primer pentru că intră bine în piele și e destul de menține foarte bine machiajul. Cu un BB cream de la Kellos, pentru că este foarte deschisă, o folosesc pentru contouring și își face treaba ca lumea. Am cumpărat-o de pe site-ul Shop Miss A, cred că am dat 1 euro pe ea și se poate. Și am aplicat-o sub ochi, pe frunte, pe nas și sub pomeți. Am blenduit foarte bine. După care am folosit pasticul de la Max Factor, care este super, super, îmi place la nebunie pentru că se aplică mișto așa. Și l-am aplicat sub pomeți ca să avem pomeții mai sus, așa, ca Sofia Loren, pe maxilar, în lateral, pentru că am chipul rotund și așa îl subțiez un pic, dar e numai o chestie de lumini, de umbre, nu e. Și pe nas, eu mi-l pun și pe vârf pentru că am nasul cârn și îl fac mai micuț decât să-l fac strâmt și lung. Și blânduim bine. Luăm cipria de la Rimmel și o am aplicat-o exact unde am pus BB cream-ul din înainte ca să fixăm produsul și să nu se formeze așa sub ochi, fiindcă eu am o anumită vârstă, nu am pielea întinsă peste tot și se poate aduna între ridurile de sub ochi. Același lucru fac și pe frunte. Pe nas și sub pomeți. Am aplicat pe spâncene, de fapt eu îl aplic mereu pe ăsta de la Pupa, că îmi place culoarea, se apropie foarte bine cu culoarea mea. Și acum să trecem la trusa de la Pupa, Pupa Art M. Are o grămadă de culori și hai să le încercăm să vedem ce face. Am luat culoarea bej deschis și am aplicat pe toată ploapa. Este foarte shimmer, foarte lucios așa, si de fată. Am luat și următoarea culoare care e un pic mai închisă și am aplicat-o în piega ochiului. După care am luat griul mai deschis și la fel l-am blenduit la marginea ochiului. Am luat și culoarea gri închis și am pus-o tot la marginea ochiului. Să știți că cu ploapa căzută nu e ușor să arăți bine blenduiala și un lucru să ai 20 de ani unde se vede bine ochiul și un lucru să ai aproape 40. Am aplicat creionul negru de la Wicon, care este super, o să fie printre preferatele mele. Am luat blush-ul tot din palet și am aplicat-o pe obrăjori și am blenduit bine ca să nu semănăm așa ca Heidi, că după aia eram prea roșie.
Am folosit din aceeași paletă rujul roșu și am aplicat-o cu o pețulică. Și cam asta cred că a fost. No. Am uitat de rimel și îl folosesc pe ăsta de la Pupa. Vreau să vă spun că e bun, dar pentru mine personal the best, the best, the best este rimelul de la Too Faced. Cam asta a fost. Vă mulțumesc! Pa, iubitele! Asta a fost video. Sper că v-am fost de ajutor să vă iluminez așa cu chestia asta cu Pupa, cu brusele de la Pupa. Cam asta a fost. Sper că video-ul v-a plăcut și ne vedem la următorul video.